ziua și vine la mise la prof, online la exerciții de matematică. Da, sigur, pornim repede la treabă. Te-am rugat să ai o problemuță, două, care patru ți-am dat eu. Da. Da? Te rog. În acvariu clasei sunt peștișor roșii, testase pitice și călăs de mare. Peștișorii roșii sunt de 7 ori mai mulți decât testase pitice, iar călăs de mare sunt cu 7 mai mulți decât testoase. Numărul testoaselor este egal cu diferența numerelor 111 și 109. Câte bietăți sunt în acvariu? Bun. Eu am prins foarte puțin din problema ta, că ai citit foarte repede, că tu ai știut-o de acasă. Ai citit-o acasă, ai gândit, da. Nu? Încă o dată, sunt trei categorii diviețuitoare. Da. Cum? Ce sunt? Pești roșii. Așa, pești roșii. Pești. Testoase. Sunt testoase. Și călus de mare. Și călus de mare. Cu literele acestea, da, m-am descurcat acum. Deci peștișor, țesfase și cât de mare. Peștișorii roșii sunt de 7 ori decât țesfase. Peștișorii de 6 ori? De 7 ori. De 7 ori decât țesfase. Ce relație scriu eu? 7 ț ori nu, p egal. Așa. 7. Prima informație este că peștișorii sunt egali cu de 7 ori, ori ț. Bun. Iar căluții de mare, așa, sunt cu 7 mai mulți decât testoase. Ce tu spune? Egal C plus 7 plus T. 7? Plus. Păi sunt... Pentru că spune... Iar căluții de mare sunt cu 7 mai mulți decât testoase. Mai mult decât testoasele? Păi tot sunt. Adică 7 adaug la cine? 7 adăugat la căluț de mare. Deci căluții sunt cu 7 mai mult decât țestoasele. Da. Deci înseamnă că la țestoase mai cu 7. Da. Nu la 7ță. Deci care e relația? 7 plus ță. Așa. Egal cu ț plus 7. Da? Ț plus 7. Că, iată, spui tu, căluții sunt cu 7 mai mult decât țestoasele. Da? Da. Acum? Numărul țestoaselor este egal cu diferența numerelor 111 și 109. Țestoasele este egal cu? 111 minus 9. Minus? 109. 109. Și egal cu? 2. 2. Adică putea să ne dea el deodată. Mm-hmm. Țestoasele sunt doi. Da. Savătorul a fost drăguț și a vrut să vadă dacă noi știm să facem o scădere. O știm să o facem. Ce îmi propui să fac de aici? Câte bietăți sunt în acvariu? Țestoasele am aflat. 7 ori 2. La pești. La pești voi spune egal mai departe cu... 7 egal cu 7 ori 2 este egal cu 14. 14. Iar țestoasele... Iar călții de mare sunt căluții. 7 plus 5. 7 plus 5. Nu, 7 plus 2. 7 plus 2. Este egal cu 9. 9. Întrebarea câte vietăți? Câte vietăți sunt în acvariu? În total. În total. Răspuns? 4, este răspuns. Total. Răspuns total. Egal cu? Răspuns total este... 14 plus 9. 14 plus 9 este egal cu 64. 14 plus 9 plus 2? 92. Este egal cu 25. Păi, dar facem aici. Nu, dar eram la problema de deasupra. Da, dar tu nu trebuie să scrii la problemă, ci pur și simplu trebuie să scrii aici. Să faci cu aici calculurile. Deci, ce a fost aici autorul? Ce crezi tu că a folosit aici ca idee? A vrut să vadă dacă noi știm ce înseamnă de 7 ori mai mult și cu 7 mai mult. De 7 ori mai mult, deci înmulțim, cu 7 adăugăm la țestoase. Deci, și să facem o scădere. N-a fost o problemă dificilă față de ce ne propunem noi în general. Mai ai o problemă la care să fie muncit tu? Și
Mă interesează dacă ai o problemă la care ți-ai avut dificultăți. Deci n-ai avut nicio dificultate, da? Ți le-ai ales pe cele mai ușoare. Nu cele mai ușoare. Păi eu mi-am ales pe cele care arată complicate. Nu mai e, da. Complicate, dar o simple. Păi o să vreau neapărat să cauți niște problemuțe care să fie mai dificile. Așa. O zi singur, ci că domnul profesor mi-a spus să fac singur. Da. Te rog să mă alegi, să mă lași pe mine să aleg. Te rog. Alege tu. Hai ca să nu pierdem timpul. Acum, fiindcă e vorba de ales, luăm la întâmplare. Corect. N-avem, corect. Tu citești așa și vrei să vezi dacă o înțelegi. Dacă... Da. Nu, măi, nu. Acum, măi, gata, am găsit. Gata, lasă să aleg, domnul profesor. Hai, te rog. Cât mai ales acasă. Hai. Lucian alege un număr format din 3 cifre și unul din 2 cifre. Care este suma acestor numere dacă diferența lor este 989? 989. Deci, un număr din 3 cifre, am să spune A, B, C. Uite așa cu bară, asta înseamnă un număr din 3 cifre. Deci un număr din 3 cifre, ABC, nu știu, spun deasupra bară că nu știu cine este. Scăzut un număr din 2 cifre, MN. Ba nu, scăzut și încă un număr din 2. Le alege și tu nu spune diferența lor, vorbește de diferențe. După aia spune... din 2 cifre. Care este suma acestor numere dacă diferența lor este 989? Deci diferența e egală cu 989. Deci diferența o știu, 989. Și acum trebuie să aflăm doar... suma lor. Acum A, B, C adunat cu M, e egal cu cine? Nu, acum e greu. Deci cine este suma lor, știind așa ceva? Dacă... deci diferența dintre ăsta și ăsta fac 989. 900? Nu m-am spus. Cine este primul, cine este al doilea? 900. Al doilea trebuie să fie din două cifre. 999. Cine? El să fie 999 primul? Da. Și două cifre trebuie să scadă. Și aia stat două cifre să scadă. Zece! Deci, tu ai gândit așa, ca BC să fie egal cu 999. Vreau să mergi, pentru că... și e mie în ăsta din două cifre să fie 10. Okay. Așa ai văzut tu. Da. Sunt aceste două numere diferite, sunt de 3 cifre. Și diferența lor face 989, da? Este corect. Este un exemplu bun. Și atunci suma lor? Suma lor va fi? Deci ABC plus MN va face? Ce face? 1009. Deci face 1009. Mai ai vreo altă idee? O altă soluție? Nu prea. Deci fiind de 3 cifre... da, dacă ar fi de 4 cifre, atunci era mai... ai avut variante. Dar fiind de 3 cifre și vând cifra sutelor 9, fii atent aici și șmecherie, cifra sutelor fiind maximă cu putință, cifra unităților maximă cu putință, până la 9 cifre, până la numărul cel mai mare de 3 cifre, iată 10 poate să fie, numai atâta, numai varianta asta. Că dacă iei pe 998, ai luat așa, va fi 9. Și scazi pe ăsta mână să fie 9, nu mai este din două cifre. Păi nu, este 0 și 9.
No. Da? Deci nu se poate. Din două cifre, prima cifră trebuie să fie diferită de 0. Totdeauna la un număr, prima cifră e diferită de 0. Deci, care a fost mecanismul de te-ai dus atât de repede pe problemă? Ce simți tu? Să le spunem și prietenilor noștri. De ce te-ai ghicit bine soluția? Pentru că știm că nu am număr de 4 cifre și m-am dus la cel mai mare. Cel mai mare cu putință din 3 cifre e 999. Și faptul că între 999 și 989 diferența este numai de 10. Și cum al doilea trebuia să fie din două cifre, minimul din două cifre este 10. Da? Cel mai mic. Și atunci e gândit foarte, foarte corect. Pentru că cifra sutelor ai respectat-o, 9, 9, cifra unităților 9, 9 și diferența între 80 și 90 este de 10. Da? Deci foarte bine ai gândit. Așa, dar dragilor, pe chestia asta, pe observația asta, el acționează foarte bine. Altă problemă, te rog, să mai facem lucrurile. Am găsit una. Te rog. Gigele a scris un număr de o cifră. Apoi a mai scris o cifră în dreapta lui. A adunat 19 la numărul obținut. Iar rezultatul a fost 72. Ce număr a scris Gigel la început? Deci Gigel scrie o cifră. Nu știu. A. Nu mi-a venit o idee. N-am cum. Eu trebuie să... Nu mi-a venit o idee. Scad 72 minus 19 și îmi dă un rezultat și văd a doua cifră și am terminat. Păi stai la fel să adun și eu. Deci au și mai pun o cifră aici, B. Deci poate putea spune așa. Se dă un număr din două cifre la care mai adăugăm pe 17 și obținem... Nu pe 17, pe 19. Pe 19, adăugăm pe 19 și obținem cât? Cât mai? Nici adăugăm. Egal cu cât ai spus tu? Cât îți zice problema, nu știu. 72. Egal cu 72. Și acum, povestea este foarte simplă, tu ai văzut foarte bine, deci de aici AB se transformă într-o scădere, egal cu 72 minus 19, și 72 minus 19 este egal cu? 72 minus 19 este egal cu? Hai, cât face? 53. 53, sigur? Sau 63? E bine 63 sau 53? 53. Egal cu 53. Deci, iată că am reușit să facem scăderea asta. Mai am o problemă? Te rog, mai punem una. În relația B la Q, B la C cu bară deasupra minus N la 7 egal 1 în locul deci, este litera H și B și C cu cifra potrivită pentru ca relația să fie adevărată. Deci cum să spunem? În relația BAC cu bară deasupra. Da. Adică numărul ăsta. BAC deasupra. Minus 9 A7 minus 9 A7 cu bară deasupra da. Egal 1. Egal cu 1. Înlocuiește litera A, B și C cu cifra potrivită pentru a, ca relația să fie adevărată. Păi știm B, știm C. Așa. La asta am să încerc să te ocupi tu. Și mă duc, eu am uitat să... Află câte pătrate arde sunt. Da. La revedere, să nu uitați la ghișe și să vă abonați la Profol.